Persoanele care au nevoie de extrasul de carte funciară îl pot obține pe loc contra unei taxe de 25 de lei în urma eliminării taxei de urgență. Până acum, pentru obținerea extrasului în regim normal se plătea 20 de lei, iar pentru eliberarea acestuia în regim de urgență 100 de lei. Din luna februarie nu se mai plătește taxa de urgență. Iar începând de anul trecut avem posibilitatea să oferim extrasul de carte funciară la imobile unde există, care sunt integrate în sistemul informatic al nostru. Există posibilitatea să oferim extrasul de carte funciară și online, adică cetățeanul nu mai este pus pe drumuri, nu mai trebuie să vină la sediul instituției să... Un aspect foarte important, pentru că, din păcate, toți ne ia groaza în momentul în care trebuie să ajungem la o instituție publică și ne gândim la ce cost trebuie să stăm și ce formulare om avea de completat, pe care le știm sau nu le știm, sau le aflăm sau le aflăm mai târziu. Deci sunt două componente. Odată că aceste proprietăți care sunt ridicate în sistemul informatic, care sunt înregistrate în sistemul informatic integrat, aceste proprietăți, pentru aceste proprietăți se poate scoate extrasul de carte funciară din fotoliu de acasă, efectiv printr-un user și o parolă, cu achitarea taxelor aferente de pe un card de salariu sau orice card de debit sau de credit, se poate emite acest extras de carte funciară online sau pe e-payment, mai corect spus. Dar, în paralel, începând de luna aceasta, a apărut ordinul 16/2019 al directorului general al NCPI și mai avem o veste bună. De săptămâna trecută, OCPI Dolj oferă cetățenilor extrasul de carte funciară care până acum se elibera în 2-3 zile lucrătoare de la depunerea cererii. Tot la fel, ne referim la cele care sunt incluse în sistemul informatic, se oferă acest extras de carte funciară pe loc. Adică avem deja experimente clare, deja cetățeni foarte încântați. Intrăm în normalitate și iată că ne transformăm cu adevărat în instituție europeană. Da, vine cetățeanul, taxa este aproximativ aceeași, 20 de lei dacă ești în birou la acasă, dacă îl primești pe e-payment, și 25 de lei la ghișeu. Dar contra acestei taxe nu există taxă de urgență, da, pentru eliberarea acestor documente. Și, cum vă spuneam, cu 25 de lei, efectiv, vii, ai achitat și pe loc se eliberează acest extras și pleci cu el în mână, fără să mai stai la cozi, fără să mai stai să faci 2-3 cozi, drumuri, vino azi, vino mâine, vino poimine. Nu! În aceea zi și pe loc se eliberează extrasul de carte funciară. Singura condiție pentru obținerea extrasului de carte funciară pe loc este înscrierea imobilului în sistemul informatic integrat. În Dolj, majoritatea imobilelor sunt în sistemul informatic.